este o misiune a preotului destul de dificilă, pentru că acolo avem de a face doar cu boală, cu suferință, cu necazuri, cu lacrimi. Spunea cineva că în spital și așa și este, ești ca pe front. Părinte, eu mai frumos ca în spital aici nu m-am rugat niciodată. Am avut situații în care au refuzat total ca să fie, să împărtășească. Deși aveam amputate și mâinile și picioarele. Și îmi spunea, dar ce caută preotul în spațiu virtual sau călugurii? Voi trebuie să stați în biserică, să vă rugați, se așezați pe pitrahirul meu. Vă dați seama, eu, un preot tânăr care, fără prea multă experiență și astea, și să vină sub pitrahirul meu un titan al ortodoxiei noastre. Au murit oameni sub pitrahir, chiar la secția de neurologie am avut, în care au pus mâna pe pitrahirul meu, pe veșmentul care citeșteți, și nu mai puteam să-i descătușez mâna de pe veșmânt. Cu dificultate am chemat un asistent medical și m-a ajutat. Citeam rugăciunile astea de dezlegare, știți, și într-o dată vedeam că îi curg lacrimi. Deci el nu comunicase de vreo 3-4 zile, nu mâncase nimic, nu comunicase deloc. Și în momentul în care i-am citit rugăciunea și i-am zis, dacă vrei să te împărtășesc, strânge-mă un pic de mână, mă strâns un pic de mână, asta m-a încuvințat. După care am spus, hai deschide gura. Și au deschis gura. Să-mi erau și ei toți. Când au deschis gura și am dat împărtășa. Eu gur de rachiu cu părintele și am văzut eu. Eu suflu între ochi. Tata îi venea, el, acum erau bătâni înainte. Mai scăpau slobos la gură, mai câte un jurător, mai câte... Am dat seama, tata, sunt rușit la față, băi, acum le ia la bataie părintele. Și jos la demisol fac slujbă, fac liturghii, deasupra sunt sălile de operații. Interesant treaba asta. Eu liturghisesc și ei acolo operează și vindică oamenii. Salutăm dreapta, Doamne ajută, Doamne ajută. Teodor Ciurariu, și bine ați venit în studioul Știri Botoșani. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație, m-ați chemat. Este o reală bucurie să vă avem astăzi alături de noi. Sunteți unul dintre cei mai cunoscuți preoți din județul Botoșani, dar și unul dintre cei mai iubiți preoți. Trebuie să recunoaștem că aveți o notorietate care în mare parte în spațiul public vine din prezența dumneavoastră pe rețelele de socializare. Ați fost printre primii reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe din acest spațiu, care și-a manifestat deschis opiniile pe rețelele sociale. Însă trebuie să la fel să remarcăm faptul că prezența Sfinției voastre în spațiul virtual înseamnă în primul rând un soi de educație pe care v-ați asumat-o, și nu vorbim doar de spațiul religios aici, ci de o plajă foarte, foarte largă. Înainte de a începe o prezentare a Sfinției voastre și de a încerca pe parcursul emisiunii să vă descoperim cât mai multe din personalitatea Sfinției voastre, aș dori să pornim de la faptul că sunteți născut într-o zi de 17 februarie, da, când în calendarul ortodox este sărbătorit Sfântul Teodor Tiron. Am remarcat la acest sfânt că este, în fapt, un soldat, un ostaș. Militar, da. Un militar, el spunea, un militar în oastea lui Hristos. Cât de mult credeți că a influențat destinul Sfinției voastre faptul că v-ați născut în această zi și faptul că vă aflați sub ocrotirea unui asemenea sfânt? Foarte mult. De ce? Pentru că, în general, deci Sfinții, a cărui nume îl purtăm, este ocrotitor. Deci, în afară de Îngerul Păzitor pe care l-avem și pe Sfântul Ocrotitor. Și eu îi mulțumesc tatălui meu care, când a aflat că am fost născut la maternitate la Dorohoi, unde acum am desfășurat activitatea, primul pas care l-a făcut, a venit la calendar și s-a uitat ce sfânt este în ziua respectivă.
și era Sfântul Teodor Tiron și Marimna. Și s-a întors în câteva minute și a spus mamei, copilul lui Teodor să-i pui numele. Deci, cumva, sunt recunoscător tatălui pentru numele care mi l-a dat și am cunoscut ocrotirea Sfântului în toată viața mea, unde am fost, în permanență, am simțit ajutorul lui, ajutorul Sfântului Teodor Tiron. O să încep prezentarea Sfinției voastre prin a spune că sunteți absolvent al Facultății de Teologie din Dumitru Stăniloae din Iași, însă sunteți și absolvent al Facultății de Istorie, după care ați urmat un master în, tot în istorie pe domeniul organizației și instituții internaționale. Relații, instituții și organizații internaționale. Și organizații internaționale, un domeniu aproape pretențios. Și o vreme chiar ați fost profesor de istorie în Colegiul Național Grigore Ghica Dorohoi. Astăzi sunteți preot de caritate la Spitalul Municipal din Dorohoi, însă desfășurați și activitate în parohie. Ne-ați spus în parohia Cobâla din județul Botoșani. Da. Ce înseamnă astăzi a fi preot de caritate? Eu sunt preot de caritate de aproape 20 de ani. Vă mărturisesc că am avut de multe ori tendința de a renunța. Din cauza, pentru că este o misiune a preotului destul de dificilă, pentru că acolo avem de a face doar cu boală, cu suferință, cu necazuri, cu lacrimi. Și astea noi le recepționăm și uneori le ducem chiar și acasă. Și eu am avut și am, deci, situație fericită, soția fiind medic și am două fete care sunt tot doctorițe. Și cumva, mulțumesc, și cumva și ele m-au încurajat, tată, nu, trebuie să birui, trebuie să reziști acolo. Și cu ajutorul Dumnezeu, a Sfântului Nectarie, care ne este ocrotitor, deci ducem activitate mai departe, așa cum putem noi, cu neputinței noastre. Dar vă spun, am avut tendința de multe ori ca să renunț, pentru că e o activitate suficient de grea în spital. Spunea cineva că în spital, și așa și este, ești ca pe front. Deci cu asta ai de-a face și, într-adevăr, este și frumusețea lucrării preoțești în spital. Bolnav am fost și m-a cercetat, știți, spune la Scripturi treaba asta. Și mai spuneau cineva, dintre bolnavi chiar, părinte, eu mai frumos ca în spital aici nu m-am rugat niciodată. Deși era om evlavie și participa la biserică, mergea la rugăciune, era frecvent. Dar am curaj, nu cred că greșesc dacă afirm că cele mai puternice rugăciuni se fac în spital. Ați întâlnit și oameni care nu au crezut și au început să creadă? Am avut și cazul de asta, chiar un fost profesor de-al meu, nu-i dau numele, mi-a fost și diriginte, fost profesor de limbă rusă și care, când l-aveam noi diriginte, el făcea ore de astea de ateism cu noi, știți? Și l-am întâlnit în ultimele sute de metri, în ultimele ore, pe pat de spital, am discutat cu el, plângea de acum să căia și l-am spovedit, l-am împărtășit și a murit în păcatul Dumnezeu. În schimb, am avut situații în care au refuzat total ca să fie, să împărtășească. Deși aveau amputate și mâinile și picioarele. Vă rugați totuși pentru acești oameni? Categoric, sigur că da. Îi pomenim în permanent. Eu am o listă acolo la spital cu toți cei care au decedat de când sunt eu la spital acolo și mă străduiesc, îi pomenesc pe toți, dar în raport și de timpul pe care l-am, uneori suntem solicitați în alte părți, cumva nu cu o facem rugăciunea pe gravă, pe fugă, dar îi știe Dumnezeu și pe toți cei care sunt. Eu totdeauna îi pomenesc pe toți cei care
au decedat în spitalul acela încă de la începutul lui până în zilele noastre, așa spun. Și probabil că Dumnezeu îi știe pe toți mai bine cât îi știu eu. Sigur îi știe mai bine pe toți. Părinte, spuneam că sunteți o prezență aproape permanentă pe rețelele de socializare. Ca să ne dăm seama de dimensiunea acestei prezențe, m-am uitat pe pagina dumneavoastră, aveți aproape 5.000 de prieteni și peste 50.000 de urmăritori. Este o, da. O, sunt cifre aproape colosale. Aș îndrăzni să spun că sunteți preot de caritate nu doar la spital, pentru că generozitatea dumneavoastră se extinde și în spațiul public, în cel virtual. Cei care vă urmăresc au văzut că realizați portrete de sfinți părinți, dar nu doar de sfinți părinți, portrete de profesori, de medici, cei care au trecut la cele veșnice, chiar și portretul unui instructor auto, cel care v-a învățat să conduceți. Domnul Aristotel Nistor, Dumnezeu să o odihnească, da. Însă vorbiți foarte des și de oamenii de lângă noi, cei care nu au trecut la cele veșnice. Ori asta presupune o generozitate pe care din ce în ce mai rar o întâlnim în zilele noastre, din păcate. Cum simțiți lucrarea aceasta a Sfinției voastre în spațiul public? Bănuiesc că există reacții de tot soiul. Da, deseori am primit așa chiar câte o urecheală, știți, din partea unor cititori, dar nu dintre cei care îmi sunt prieteni sau urmăritori. Și îmi spunea, dar ce caută preotul în spațiul virtual sau călugurii? Voi trebuie să stați în biserică, să vă rugați și călugurii acolo, la priveghere și la astea. Dar eu zic că este greșită optica asta. De ce? Totdeauna biserica și preoții au mers după popor. Unde a fost poporul, acolo a fost și păstorul și cârmuitorul. Și știți cum Simeon Bărnuțiu spunea, avea o vorbă foarte frumoasă, țineți cu poporul. Adică țineți cont de ceea ce spune poporul. Ori preoții vedeți prea bine și în zilele noastre. În diaspora, acum majoritatea preoților ăsta, celor care sunt în diaspora, sunt păstoriți, sunt vizitați, sunt spovediți, împărtășiți și li se face slujbă, deci, de preoții ortodoxi. Adică Biserica Ortodoxă are o foarte mare influență în Europa, mai ales în ultimii 30 de ani, când au fost plecarea aceasta masivă a forței de muncă și preoții s-au dus după enuriașii lor. Ori cea mai bună modalitate de a ține legătura cu cei care nu au biserică foarte aproape de ei sau datorită dificultăților, poverilor care le au în fiecare zi de zi, ei sunt în mediul ăsta online. Pornește calculatorul și vede un preot, vede un cuvânt de învățător, vede ce e o icoană, o imagine frumoasă, care îi distrage atenția și îi alungă necazul, suferința, greutății zilei care au trecut și aduce aminte de casă și aduce aminte de părinți, de mormintele părinților. Și omul capătă curaj să meargă mai departe. Oricam ăsta este rolul bisericii în spațiul ăsta online. Și eu socotesc că este chiar o datorie, o misiune a preotului să facă și treaba asta. Chiar dacă uneori unora nu le place, pentru că, vă dați seama, sunt părerile împărțite în latura asta, dar preoții eu consider că trebuie să-și desfășoare activitatea și în latura asta. Din punct de vedere pastoral-misionar, mai ales că eu sunt preot misionar de caritate, deci trebuie să avem și și chiar mi-e drag să fac asta și așa mă bucur când văd că sunt anumite texte din ale mele apreciate sau li se dau, cum să spun, like-urile astea sau chiar inimioare și chiar în patrici mii inima mai puternică atunci când văd că
deci nu pierd timpul inutil pe acolo, prin spațiul ăsta virtual. Mărturisesc faptul că de fiecare dată în anii din urmă când v-am contactat, spre uimirea mea, de foarte puține ori erați la Dorohoi, de multe ori erați ba în Muntele Atos, ba la București, ba în vreo mănăstire din... Dar și din ce cauză? Pentru că, deci, acumulând suferința, necazurile și toate durerile astea din spital, simt nevoia să fiu mai aproape de spațiile astea sfinte și mai ales în Muntele Atos, unde acolo este grădina Maicii Domnului. Eu, la majoritatea pelerinajilor, de exemplu, am foarte mare dragoste de ziua lui Ștefan cel Mare, când în fiecare an sunt la Putna. De asemenea, de ispas, de înălțarea Domnului la Neamț. Zilele trecute am fost la Hramul Icoanei, îndrumătoarea de la Neamț, care este sărbătorită de vreo 7 ani. E inițiată sărbătoarea asta la Neamț pe 9 iulie. Cumva, deci noi am făcut o dreptate icoanelor ăsta făcătoare de minuni, pentru că sărbătorile astea icoanelor în Rusia și în Grecia încă de mult timp. Spre exemplu, o zi înainte, pe 8 iulie, este sărbătorită icoana Maicii Domnului Kazanskaya, deci Maica Domnului din Kazani, iar mâine, pe 12, este Maica Domnului Prodromița, ocrotitoarea schitului Prodromul. Deci e un cult al icoanei și mă bucur că biserica noastră a inițiat aceste sărbători. La Gorovei, aici, noi avem de ispas, de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și apoi de zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul pe 23 septembrie, când se adună foarte mult lume. Și chiar văd așa bucuria lor pe față și văd așa deci dragostea cu care se închină acestor icoane făcătoare de minuni și ăsta nu e puțin lucru. Cu permisiunea Sfinției voastre, aș vrea să ne întoarcem în urmă cu peste 30 de ani, o să-mi spuneți dacă este corect. Atunci când erați încă student și ați ajuns la Muntele Atos, o întâlnire care probabil că a rămas lipită de suflet, pentru că acolo ați întâlnit sfinți, părinți și acum chiar vorbim despre sfinții despre care Biserica Ortodoxă Română vorbește foarte mult în ultimii ani. Și vă propun să deschidem pagina aceasta a sfinților botoșăneni. Da. Pentru că dacă pentru noi ei vor deveni o zi sfântă în calendar, canonizați, da? În 2025, da. Pentru sfinția voastră sunt oameni lângă care ați stat, care v-au îndrumat, care v-au spovedit și dacă ne gândim la Ava Iulian, Lazar, un părinte care a stat sub epitrahilul sfinției voastre. Da, așa este. Povestiți-ne despre prima întâlnire cu acești sfinți. Eram student la Iași, la Facultatea de Teologie și eu duminica mergeam la Corala Metropolitana. Corala asta metropolitană din Iași era condusă de un mare profesor de muzică, Alexandru Verdeș. Și duminică aveam două zile în care facem repetiții miercurea, vinerea și duminică cântam în corala asta. Am cunoscut aici pe doamna, acum marea noastră soprană, Elena Moșoc, domnul Siminic, sorolii Cortez, oameni de muzică care, într-adevăr, avea aici, era o plăcere ca să auzi cum cântă. Ei, metropolitul actualul patriarh, a aflat despre noi, da, că noi suntem și facem misiuni frumoase acolo, plus când era Hramul Cuvioasei Paraschiva, să ne eram voluntari, cum se practică acum. Și ne-a recompensat pe mine și încă vreo 2 colegi de-ai mei care eram acolo în corală, cu excursii în Grecia. Atunci, în anii 90, se ajungea greu, trebuia pașaport, trebuia viză, trebuiau și bani. Bani, da. Și atunci au dat niște drachme metropolitul și au vorbit cu cineva la ambasada acolo și ne-au facilitat plecarea și am stat aproape o lună de zile în Grecia, pe Muntele Atos,
și am bătut mânghileatus cu piciorul. Deci nu am mers, că nu aveam bani ca să ne ducă, erau grici aia. O câțiva erau cam lacumi așa, aia care făceau taximetrie. Și noi nu ne permiteam ca să plătim cât ne cerea și mergeam pe jos. Aveam praful până la genunchi. Seara când ajungeam, se făcea ca o poșghiță așa, așa de praf, că era căldurile astea și praf. Și am ajuns de, l-am cunoscut pe părintele Dionisie Ignat, Dumnezeu să-l odihnească. Care va fi canonizat în anul următor, da, în 2025, când este, de fapt, se împlinesc 100 de ani de la recunoașterea Patriarhiei Române, de câte Patriarhie Ecumenică. Da, da. Părintele Dionisie Ignat, născut părinte, în Vornicei. Da, da, botoșnean de-al nostru, da. Părintele Iulian. Născut în Vorona. Da, da, da. Și în ultimii ani, acum, eram de acum preot, și să vedeți ce smerenie avea părintele Iulian. El era cam bolnav, știți, în ultimii ani. Și veneam fiecare noapte la Sfântul Maslu, când se făcea Sfântul Maslu, și nu slujea. Era, practic, cel care beneficia de taina Sfântului Maslu. Era un om foarte smerit. Se așeza sub epitrahirul meu. Vă dați seama, eu, un preot tânăr, care fără prea multă experiență și astea, și să vină sub epitrahirul meu un titan al ortodoxiei noastre, care, deci, anul trecut a murit, trecut acele veșnice. Dar nu numai părintele Iulian l-am cunoscut pe părintele Haraga, Prodromu, care atâtea astăzi îi face mormântarea la Silăstrie, părintele Haraga. El era de la Havurna, tot botoșăneandul nostru. Și mulți părinți care cu viață sfântă, viață frumoasă, viață aleasă. Spuneați despre întâlnirea cu Ava Iulian Lazar. Da. Următorul lucru. M-a blagoslovit și m-a întrebat, nu rămâi? Este o întrebare la care v-ați întors de multe ori în anii, în deceniile care au urmat. V-ați gândit vreodată cum ar fi fost dacă ați fi rămas la Matelatus? Se întâmplă, omul în viață face anumite alegeri. Ori eu am ales altceva. Am ales viața, căsnicia, căsătoria. Am ales să am copii și Dumnezeu m-a blagoslovit cu doi copii, două fete frumoase și Xenia și Teodora. Am două doctorițe. Teodora e medic pe chirurgie cardiovasculară la Fundeni. Și Xenia e acolo, la Pulești, la Baltazar, pe ortopedie. Dar știți cum? Eu am cochetat cu viața asta monahală din mic, știți, mi-era drag să merg la mănăstire. Dar probabil că asta a fost crucea mea, știți, viața de familie, copii, greutățile familiei, pentru că și acolo, mănăstire, și acolo este crucea ascultării, crucea tăierii voie și a castității, a celorlalte care sunt, a monahismului. Deci atât viața, adică căsnicia, cât și viața monahală sunt cruci. Ori eu am ales crucea asta, deși mi s-a sugerat de multe ori să rămân în monahism. Acum s-a vedea judecătorul cum o să considere, dacă făceam mai bine de eram în monahism sau dacă am făcut bine că am ales viața de familie. Da, el mi-a spus atunci, nu eram căsătorit când am fost. Probabil că atunci, în perioada aceea, în Prodromu, erau foarte puțini, știți, viețuitori. Și îi doreau ca să aibă continuitate, să aibă tineret care să duc mai departe standardul credinței noastre acolo în muntele Athos, la Prodromu. Acum, între timp, am văzut că s-au mai crescut obștea, cred că sunt vreo 30 acum. În schimb, la fel, e aceeași problemă ca peste tot, lipsa preoților slujitori. N-au decât doi sau trei preoți care slujesc acolo, părintele Ioel, care și el acum e bolnav la picioare, are ceva cu probleme cu arterita, cu astea. Părintele Teofil și el e cam bolnav. Și preoții acolo cam puțin care rezistă, din cauza climei. De exemplu, la Prodromu, foarte mulți sunt bolnavi de plămâni. Din ce cauză? Din cauza brizii de pe mare, care e apă cu mult sare, știți? Și le afectează plămânii, circulație periferică, picioarele și astea.
în lac, în partea cealaltă, unde sunt tot călugări români, foarte mulți, e foarte mult, ziua e întunecată fără soare. Și au la fel probleme de plămâni, probleme respiratorii. Tensiunul organismului foarte robust ca să reziste acolo. Și de asta majoritatea stau un an, doi, trei, după care constată că au fost, stau în bolnavie. Așa au fost cu părintele Paisia Ghioritu. Deci au stat o perioadă pe care doctorul a recomandat, părinte, ori te retragi de acolo și au făcut mănăstirea la Surotie acolo. Ori dacă nu, mai departe, da. E complicat treaba. Deci asta e situația. Sunteți, sunteți preot de caritate în spital. Vă aflați în mijlocul luptei pentru viață. Da. Acasă sunteți înconjurat de medici, da. Soția medic și două fete medici. Și două cumnate care sunt medici și încă vreo trei nepoți. Aș vrea să amintesc aici cuvintele medicului creștin, Leon Dănăilă, care spunea chirurgia nu se învață în cărți, chirurgia se învață văzând pe alții cum operează și chirurgi buni, dar și chirurgi mai puțin buni. De la fiecare ai de învățat câte ceva. Da. Cum ați privi Sfinția voastră dacă am parafraza cuvintele acestea și am spune preoția nu se învață din cărți, se învață de la preoți buni și de la preoți mai puțin buni, trebuie să recunoaștem că există și astfel de situații. Ce avem și noi de învățat de la Sfinția voastră și de la preoții din preajma noastră? Eu am stat de vorbă de multe ori cu domnul Leon Dănăilă, m-am întâlnit cu el pe la Daraban când venea și nu pot să spun decât că suntem, aveam o amiciție așa oricare, avea o vorbă foarte frumoasă. Spunea, deci, în creier intri din mână cu Dumnezeu când operez. Și, într-adevăr, el este un exemplu pentru ceilalți medici, pentru modestia, pentru că ei și-au vândut un apartament ca să publice niște cărți. Ori, ca preot, înveți și lucruri bune și ai experiențe și mai puțin frumoase. Nu se învață preoția? Se învață, sigur că da, se învață. Deci omul evoluează și nu poți ca să... Deci, într-un fel, gândeam acum 30 de ani, și altfel gândesc acum după 30 de ani de preoție. Și preoția, medicina, exact cum e vinul, știți, cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun. Așa și aici, eu gândesc că e foarte bine că îi lasă un alt preasfințitul Teofan, chiar a pus problema asta ca să lase preoții să slujească până la 70 de ani și în biserică și cât poate să slujească, știți. Pentru că într-un fel predic un preot hirotonit anul trecut sau anul ăsta și altfel predic un preot cu 30, 40, 50 de ani de preoție. La fel și medicii. Eu chiar încurajez ca să-i lase dacă există posibilitatea și dacă sunt sănătoși, bineînțeles, că dacă stremur mâna naturală, că n-ai cum să operez. Dar eu foarte multe lucruri am învățat de la doctori în vârstă. Mi-aduc aminte aici de doctor Gerasim, de la noi, care a fost și manager și doctor în vârstă, care îi privesc cu respect și mi-e drag așa să mă întâlnesc cu ei, stau de vorbă. Pentru că oricând, de la un om, un proverbul nostru românesc, n-ai îmbătrân să-l cumpe. Da. Da. Și întorcându-ne la medicul Leon Dănăilă, care spunea, în sala de operație, intri cu Dumnezeu de mână. Cum se vede asta din perspectiva preotului? Cum îl simte preotul pe Dumnezeu în cazul unui bolnav aflat pe marginea prăpastiei din punctul omenesc de vedere? Păi eu privesc toți bolnavii ca fiind Hristos în suferință. Deci în momentul în care ajung la patul lui, eu îl văd pe Hristos că suferi prin acel om și încerc să... Vă dați seama, una e când stai la distanță și îi comunici niște rugăciuni și alta e când te apropii de el, pui un pic mâna pe el, îl vezi că e transpirat, îi ștergi transpirația sau îl mângâi, la urmă îl miruiești cu... Am totdeauna la mine în buzunar
o sticluță de mier pe care o folosesc și o pun la când se face Sfântul Maslu, binecuvântată de mai mulți preoți atunci acolo. Și cam asta este, așa privesc eu lucrurile astea. Bolnavul ca fiind Hristos cel care suferă în el. Și, într-adevăr, rămâi marcat. Vă spuneam că de multe ori am întorc după activitatea în spital așa ostenit și chiar am nevoie de o oră, două, să citesc o carte, să spun o rugăciune, să am așa un moment de liniște. De asta, probabil, și nu numai de asta, urmăresc să merg așa frecvent pentru deconectare în spațiile astea sfinte, plus că, într-adevăr, spovedania mea este foarte frecventă. Și de asta îi recomand tuturor, chiar dacă, deci, spovedania să fie cât mai deasă. Spovedania cât mai deasă, pentru că practica asta este cea care curță haina sufletului și haina botezului. Eminescu, al nostru, spunea: nu credeam să învăț a muri vreodată. Se întâmplă să învățăm acolo să murim? Se întâmplă să primim lecții pe care nu am avut răgazul să ni le însușim întreaga viață? Da, ne s-au întâmplat situații în care au murit oameni sub epitahir, chiar la secția de neurologie am avut, în care au pus mâna pe epitrahirul meu, pe veșmentul care citeșteți, și nu mai puteam să-i descătușez mâna de pe veșmânt. Cu dificultate am chemat un asistent medical și m-a ajutat așa de stâns l-o ținut și într-adevăr și murise. Murise acolo, sau, în timp ce eu spuneam rugăciunile ale dezlegare. Cum trăiește un preot acest moment? E, într-adevăr, e dureros. Vă dați seama. S-au întâlnit cazuri de astea în care erau declarați în comă. Știți că, deci, ultimul simț care pleacă de la om este auzul. Și ei aud tot, chiar dacă el este în comă. De asta mare greșeală fac cei care, familia în general, când află că e bolnav sau în comă: eu vreau căruța, eu vreau grajd, eu vreau mașina, pământul ăla e meu. Se ceartă de la moștenire, știți? Și lângă cel care e bolnav. Greșeală enormă. Și citeam rugăciunile astea de dezlegare, știți? Și într-o dată vedeam că îi curg lacrimi. Deci el nu comunicase de vreo 3-4 zile, nu mâncase nimic, nu comunicase deloc. Și în momentul în care i-am citit rugăciunea și i-am zis: dacă vrei să te împărtășesc, strânge-mi un pic de mână, mă strâns un pic de mână, asta m-a încuvințat. După care i-am spus: hai, deschide gura. Și au deschis gura. Să-mi erau și ei toți. Când au deschis gura și i-am dat împărtășare. Bine, e foarte puțin, fiindcă e la ei dificultate mare de a înghiți, știți, nu rămână în gură ceea ce dau eu. Dar sunt lucrurile astea pe care nu tot le văd și nu toți aud despre ele. Interesant lucrul ăsta. Deci, ultimul simț care pleacă de la om este auzul. Aud de până ultima clipă. Dar și astea sunt descoperiri acum științifice, treaba asta. Numai ce spunem noi preoță, confirmă și doctorii treaba asta. Că auzul este ultimul simț al omului. Deci, el aude până în clipa în care pleacă între noi. Părinte Teodor, ne-ați vorbit acum despre ceea ce s-ar numi ultima împărtășanie. S-a întâmplat vreodată ca, chiar dacă erați convins că oferiți unui pacient ultima împărtășanie, ea să nu fie ultima și Dumnezeu da. Să fie atât de puternic încât să facă o minune în fața... De multe ori, da. Deci am împărtășit, deci ca și cum ai fost muribund. M-a chemat familia. Da. În general, familia ne cheamă sau doctorii care văd că părinte vine și ușurează suferință. Împărtășește și apel după împărtășanie, se relaxează și moare. Și am venit. Era undeva noaptea, pe la miez de noapte. M-am dus la împărtășit și până dimineața și-a revenit. O mai stau două zile, plecat acasă și-o mai trăit încă vreo 4 luni după aia. După ce l-am împărtășit eu, s-a spovedit la un cap, la altul, deci cu tot absolut și foarte, spovedanie profundă, știți, nu așa, când în general noi facem spovedanie așa când știi că mai sunt încă vreo 10 în spatele tău și cumva presat, deci nu prea discuți prin delete. Și spui așa unele chestiuni care poate nu le aude nici preotul, știți, și chiar te-ai bucurat dacă preotul ar fi sort, dar aici, într-adevăr, când dai mâna cu moartea și cu oasă și te întâlnești acolo,
Deci el și-a revenit și s-a spovedit total, foarte curat. Și după asta, într-adevăr, a plecat de aici. Dar asta m-a surprins chiar. Treaba asta că, deci, după împărtășanii, când toți îi dădeau sorți că o să plece în scurt timp, el l-a mai lăsat Dumnezeu aici pentru noi vreo câteva luni. Au fost cazuri de asta, da. Aș vrea să vorbim despre o altă activitate a dumneavoastră, pentru că nu sunteți prezent doar în spital, nu sunteți prezent doar în spațiul virtual, iată, sunteți prezent și în cărți. Da, în cerți. Aveți mare evlavie nu doar față de icoane, ci și față de acești oameni pe care i-ați cunoscut, care v-au îmbunătățit duhovnicește și despre care ne vorbiți de foarte mulți ani. Păi de la tu am învățat ceva, da. Este vorba despre părintele Elefterie Mihail. Da. Scrie titlul cărții Doctor al trupurilor și al sufletelor. Da. Ați vorbit totdeauna cu foarte mare emoție de acest sfânt părinte. Da, l-am cunoscut. Pe care l-ați cunoscut. L-am cunoscut în copilărie. Deci, părintele Elefterie, el era din neam macedo-român. Deci, era născut undeva în Bulgaria, pe la Adrianopol. Și a făcut studii de medicină tradițională pe la Târnovo, în Bulgaria. Și în perioada interbelică au ajuns în Dobrogea. În Dobrogea aici au înființat mănăstirea Dervent. Ei, odată cu venirea comuniștilor, mănăstirea a fost transformată, știți cum se proceda, da, da, în spațiu de agricultură, țeapesc, iasen, ce-o făcut acolo, și pe el l-a exilat și a ajuns unde? La Agapea Veche. Unde l-ați găsit? Unde l-am găsit eu, da. Și el chiar l-a vindicat capitala, asta am văzut da, eu. Da. Deci tata era la un moment dat, trebuia să poarte ochelari. Erați copil atunci. Copil eram, da. Eram da. Copil, aveam cât? 7-8 ani, 10 ani. Și niceam frecvent pe la Agapia. Și îi spune părintele Elefterie odată lui tata, domnul Ghiță, pe tata îl chema Gheorghe, știți? Zice, ia să vii matale data viitoare când mai vii pe aici, să mergi ochel de rachiu. Dar să fii deja de prune și nu fiert în cazan de aluminiu, să ai grijă cum îl fierbi. Tata acum ce gândea? Mai bine că și părinte, câte o gură de rachiu, hai să duc ochii de rachiu. Și interesant că tata niciodată nu i s-a plâns că are probleme cu ochii. Deci asta înseamnă că era cumva, zic eu, acum stau și mă gândesc că el probabil că era văzător cu Duhul. Data următoare, când venim, parcă ne aștepta acolo, privă, parcă îl văd. Și tata, bucuros, i-am mai noi de pe acasă, niște nuci, niște cum se putea pe acolo, câte vase cât de vin, și sticla de rachiu, a zis tata. Și eu, gură de rachiu, uite-n ochii mei, prima dată, uite-n ochii mei. Eu, gură de rachiu, părintele, și am văzut eu, eu suflu între ochi. Tata îi venea, el, acum erau bătrâni înainte, mai scăpau slobos la gură, mai câte un jurător, mai câte un... Am dat seama ta să-mi rușit la față, băi, acum el e la bătaie părintele, știi? Nu te supăra, nu jura, nu... știa că îmi jură. Și eu trec cu tata, și eu, da, o pleca cam nervos de acolo, din cameră, din chilia aceea unde e. Și la vreo câteva săptămâni, când veneam de la școală de acolo, el citea ziarul pe bancă acolo în fața acasă, dar fără ochelari. Deci, practic, a fost vindecat de cataract cu țuica de prune. Într-o formă de smerenie, da, da, pe care doar acești duhovnici îmbunătățiți, da, o manifestă. Ei, și părintele Elefterie, după 90, au plecat din Moldova înapoi la mănăstirea lui Dimetani, care, de fapt, a înființat-o. Și în 90, mi se pare, chiar a și murit. Acum câțiva, cu 2 sau 3 ani în urmă, eu tot merg pe acolo pe Adervent. V-am spus că am niște puncte pe care le frecventez des, niște da, locuri care observat, eu mă da, simt bine acolo, știți? Deci Putna, Neamțul și Derventul. Adervent merg frecvent. Acum, și Muntele Atos. Și Muntele Atos, categoric. Ei, și acolo m-am întâlnit cu părintele Andrei, starețul de acolo,
Și spun, părinte, dar am înțeles că ați făcut descoperiri aici. Ei l-au scos de acolo, au făcut niște reparații pentru ca să consolideze zidurile alea. Și spun, să văd acolo, a ieșit un miroasmă de acolo ca de rai. Deci, mir, că timp frumos, tămâi și tot de asta. Și au săpat. Și cum acolo au găsit neputrezită. Mormântul părintelui Elefterie. Da. Și de acolo l-au scos, l-au pus frumos într-o racă. Și acum, în prezent, se află în parachie socială, unde chiar și eu am slujit o dată acolo, în primii ani de preoție. Se află acolo și își așteaptă cu răbdare, își așteaptă canonizarea. Acum sperăm, poate că nu acum, în 2025, dar cine știe acum, când vrea Dumnezeu și cum a dorit Sfântul ca să fie canonizat, în ce va fi canonizat. Ați văzut prea bine. Ștefan cel Mare, cât timp a așteptat ca așa să fie este canonizat. Da. Da, și da. Aici, deci nu canonizează, practic, Sfântul Sinod recunoaște ceea ce spune poporul. Da. Vox da, populi, da. Vox Dei. Tocmai zilele acestea am văzut că se vorbește de încă doi mari părinți români. Da, este da, vorba despre părintele Ilie Lăcătușu. Am fost și acolo la el, da, da. Și de părintele Arsenie Boca. Da, chiar și până părintele Sârbu, părintele Sârbu. Da, Constantin Sârbu, da, 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 și se ia, este luat în... Da, da. Eu am fost acolo la Giulești să află da, mormântul Sfântului, eu îi spun Sfânt, că am trăit pe pielea mea, deci minune acolo. Deci nu poate să spun nimeni că nu e adevărat. La mormântul părintelui Ilie Lăcătușu. Da, da, da. Eram într-o după amiază și am spus, mi-am fost programat de mult timp să ajung la părintea Cosmânghie, numai nu puteam. Ba, trebuia să plec cu genul la Dorogoi, ba, eram o altă, deci n-a putut. Și într-o după amiază, am luat fetele și preoteasa, hai să mergem pe la părinte. Era spre seara așa, pe la vreo 6:30-7. Dar nu știam unde, nu știam nimic, știam că e la cimitir la Giulești. Până am ajuns acolo, pustiu, nu era nimeni. Și întrebu câțiva vecini pe acolo, unde e mormântul părintelui Ilie, unde se află? Toți se ridicau din umeri. Și la un moment dat apare preotul de acolo, parohul, fiți atenți, chestii. Și aveau chiar acolo, undeva la casa de praznicală sau la casa mortoară, acolo aveau un deces, nu știu ce avea, un serviciu este religios. Și uite, părinte, eu în stânga și tot în partea cealaltă. Și exact la el acolo am ajuns. Doamne, dar vă spun, fetele ziceau că e miros de caprifoi și de florile astea. Am simțit așa o mireasmă și așa o bucurie extraordinară. Și cam ceea ce l-am rugat eu, chiar s-a împlinit imediat. Deci vă spun că, într-adevăr, părintele Ilie Lăcătușu este sfânt. Adică asta din ce am simțit eu. Dau mărturii și dau și scris în favoarea lui. V-aș ruga la finalul întâlnirii noastre să ne spuneți câteva cuvinte despre dacă ar veni în fața Sfinției voastre acum un tânăr preot care de mâine își începe activitatea de preot misionar, de caritate. Ce i-ați spune în câteva cuvinte? Ce aș spune? Aș spune exact ce spunea părinte Cleopa. Acel răbdare, răbdare, răbdare și nu până la asfințit, nu până la prășit și până la sfârșit. Se poate răbdare, face asta da, se poate face, fără da, iubire de oameni? Nu se poate, și iubirea în primul rând. Da. Iubirea în primul rând, dar deci răbdarea să rabde toate greutățile și necazurile, chiar și lucrurile urâte care se mai întâmplă, chiar și uneori, știu, eu am primit în spital și din partea celor de alte religii, fel și fel de piedici, fel și fel de obstrucționări. De exemplu, îmi doresc de atâția ani de zile din, de acum, de aproape 20 de ani, să fac o bisericuță acolo în curtea spitalului. Asta este doar un paraclis. Îmi desfășor de activitate într-un paraclis, undeva în demisolul secției de chirurgie, deasupra mea, unde eu aici jos la demisol fac slujbă, fac liturghie, deasupra sunt sălile de operație. Interesant treaba asta. Eu liturghisesc și ei acolo operează și vindic oameni. Și mi-aș dori ca să fac și îmi doresc, vedeți, toate spitalele din Botoșani și de tot din țară, majoritatea au paraclisilor, obisecilor, de spații de rugăciune pentru bolnavi, pentru aparținători, chiar și pentru cadrele medicale care vin acolo. Din păcate au fost fel și fel de ispite, fel și fel de încercări. Nu le mai spun acum care au fost. Dar acum suntem cumva pe o linie dreaptă, știți? Și s-au dat un verde
E un fel de simfonie între protopopiat, spital și primărie, știți? Și avem nădejdea, sperăm, poate acum sunt și lucrările astea care se fac la spital, foarte mulți bani care sunt cheltuiți și o modernizare, că discutam ieri cu primarul. Deci în Dorohoi, la spitalul din Dorohoi, sunt foarte multe, foarte multe aparaturi medicale pe care nu le au spitalele astea mari. Pentru că ei ce au făcut acum, au reparat și au modernizat cu aparatură de ultimă performanță. Deci cele mai performante aparate. Și nu doar atât, au reușit chiar să aducă și oameni. Exact, care și doctor au angajat, da. Ei, și deci cumva, practic, lipsește matca aceea din mijlocul spitalului, cum ea sunt spiritul în biserică, știți? Da, da. Și poate mi-a ajutat Dumnezeu până să ies la pensie, chiar, mă rog, Dumnezeu să mă întărească, să-mi dea putere și gânduri bune celor care ne înconjoară, ca să reușim să facem paraclisul ăsta cu hramul Sfântului Nectarie și a bunei vestiri, pentru că avem și maternitatea acolo și scuvine, deci să aibă și hramul bun a vestirii. Asta este dorința care pocta și am poctit și vă rog și așa mai poate ne-a stat Dumnezeu să reușim, da. Părinte Teodor Ciurariu, Părintele Teodor Dila Dorohoi, așa cum semnați de fiecare dată când ne transmiteți câte o zicere duhovnicească frumoasă. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studioul Știri Botoșani.